Noi, ca antreprenori sau eu ca antreprenor și cu partenerii mei, orice ține de ChatGPT, inteligența artificială, trebuie să fim acolo. Nu vom fi noi, vor fi concurenții noștri, vor fi alții jucători din piața în care noi activăm. Și atunci, noi nu suntem într-un business de monopol sau un business în care avem o invenție, unde să zicem că ne securizăm un anumit produs, ci suntem nevoiți să avem eficiență operațională. Și e clar că vom căuta orice formă de eficiență operațională care să ne ajute să creștem business-ul sau să fim mai eficienți decât concurenții noștri. Că până la urmă despre asta este vorba. Ceea ce înseamnă că orice ține de inteligența artificială care ne poate accelera, vom îmbrățișa. Nu am neapărat o îngrijorare pentru că până la urmă avem un control. Nu, lucrurile nu sunt ok, le scoatem din priză și încercăm să vedem, ok, ce impact. Până la urmă avem un business unde impactul nu poate să fie atât de mare. Sau știu eu, stricăm ceva. Ok, poate un client o să fie nemulțumit pentru că un roboțel pe un chat a spus niște cuvinte care nu ar trebui. Dar sunt lucruri manageable. Cred că este oportunitate pentru că eficientizează. Și dacă noi suntem oameni inteligenți și ne dorim să facem lucrurile din ce în ce mai automate sau mai sistematic, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne ajute. Nouă ne plac lucrurile palpabile, concrete, cu exemple, studiile de caz și mi-ar plăcea tare mult să explice și să ne dea exemple clare, specific, măsurabil, să rezolve o problemă. Trăim într-o lume automată, într-o lume rapidă. Vreau produsul acum, rapid, sau să rezolv o problemă? De unde descarc o factură? Unde e produsul meu? Când îmi ajunge? Când îmi rezolv o problemă? Și atunci un roboțel care este mult mai rapid, mai activ, poate să răspundă la această întrebare. Mă interesează foarte mult acest suport. Oamenii trebuie să aibă valoare, oamenii trebuie să aducă valoare. Un om și noi și eu și colegii mei care sunt alături de mine în această afacere minunată pe care o dezvoltăm de 18 ani, ne dorim să aducem valoare, ne dorim să facem lucruri cu valoare adăugată mai mare. Ceea ce pentru noi ar fi minunat dacă ne-ar putea lua partea de analiză pe care o poate face mult mai repede și mai adaptată informațiilor mult mai rapide în schimbare. De exemplu, dacă noi facem o analiză, facem o dată la 6 luni, la un an, deja s-ar putea să fie târziu pentru comerț online sau domeniul unde activăm.